dimineața o salută Tatiana. Eu vă spun bună dimineața, chiar dacă este noapte. Aș dori să lucrăm împreună o pereche de cercei. Doresc să fac un tutorial un pic mai scurt, deoarece este foarte cald. Dacă veți auzi un zgomot, cer scuze, este aerul condiționat, pentru că în alt mod nu se rezistă, nu se poate lucra. În lucrare de astăzi eu am optat să folosesc firul de bumbac de culoare neagră. Este firul de bumbac cu numărul 5, bumbac mercerizat. Acel tip de bumbac cu care dumneavoastră v-ați obișnuit deja, că eu lucrez în permanență, bumbacul, firul adaptat croșetului cuprins între numărul 1, 1,75 și 2. Apoi vom folosi două croșete, croșetul cu numărul 0,75, care ne va ajuta să trecem mărgeluțele. Le-am pregătit deja aici și voi folosi croșetul cu numărul 1, ca de obicei, croșetul meu. De asemenea, vom avea nevoie de o pereche de suporturi pentru cercei, de foarfece și, cine dorește, mărgeluțe un pic mai mari. Eu am aici două dimensiuni, mă voi decide la momentul oportun care le voi folosi. Cred că acestea mai micuțe, sunt foarte micuțe, cred că au 0,3 mm de diametru, iar acestea au 0,5. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. Așa cum spuneam, voi face în modul în care acesta să fie un proiect foarte scurt. Voi lăsa firul un pic mai lung aici și voi face un cerc magic. În interiorul acestui cerc magic voi începe prin a lucra. Am deja 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi adăuga alte două, care vor fi două ochiuri de lanț de separare, apoi voi continua din nou. Am luat firul odată pe croșet, ați văzut. Voi continua făcând un picioruș dublu și alte două ochiuri de lanț de separare. Continuăm cu un alt picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, apoi vom avea nevoie de un total de 12 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Deci 12. Noi ne vom întâlni. Am lucrat cele 12 piciorușe duble. Acum eu voi închide cercul magic. Voi face alte două ochiuri de lanț de separare și voi închide acest rând în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat, așa cum v-ați obișnuit deja cu lucrările mele. Din acest moment, cu fir alunecat, voi trece în primul spațiu format din cele două ochiuri de lanț, iar aici voi lucra un ochi de lanț, după care voi lua firul odată pe croșet și în interiorul acestui spațiu voi face o jumătate de picioruș dublu. Deci am luat firul pe croșet, extrag firul, acum am trei fire, le voi închide pe toate trei împreună. Firul pe croșet din nou odată, voi intra în următorul spațiu și voi lucra din nou două jumătăți de picioruș dublu în felul acesta și astfel vom merge de jur împrejur. Deci în fiecare spațiu format din cele două ochiuri
de lanț de separare, noi vom lucra două jumătăți de picioruș dublu sau picioruș dublu redus, cum se obișnuiește. Eu le folosesc, folosesc ambele termene. Deci ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, format din cele două ochiuri de lanț. Acum voi face ultimele două jumătăți de picioruș dublu sau ultimele două piciorușe duble reduse. După care voi închide cu fir alunecat în primul ochi, în piciorușul de la începutul acestui rând. Cu fir alunecat voi intra în corespondența spațiului dintre cele două jumătăți de picioruș dublu redus, în felul acesta. Apoi voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în corespondența aceluiași spațiu, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, le închid împreună un ochi de lanț, după care acum urmează partea importantă. Vom lărgi un pic aici firul, vom lua croșetul mic, cel de 0,75, vom pescui de aici o mărgeluță. Așa. Vom prinde firul și vom traversa prin mărgeluța noastră în felul acesta. Ați văzut? După care o închide firul pe croșet, voi intra de acum în corespondența spațiului dintre următoarele două piciorușe dublu reduse și voi face din nou un picioruș dublu, voi ține firul pe croșet, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, le voi închide împreună un ochi de lanț și din nou ne vom juca cu mărgeluța. Vom pescui o altă mărgeluță de aici. Sper să reușesc să o prind repede. Așa. Vom intra. Deci o ținem pe croșet și încet vom aluneca cu firul trecând prin mărgeluță, uitați-vă, și astfel vom merge mai departe. Aici voi face un ochi de lanț, deci voi închide în felul acesta și din nou mă voi deplasa către mijlocul următoarelor două piciorușe din rândul anterior și voi face primul picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, le voi închide împreună, un ochi de lanț, voi trage firul, voi pescui o altă mărgeluță, sunt atât de mici. Să sperăm că acest caronte, cum este denumit, va trece și vom reuși să ne răcorim un pic, pentru că este o căldură infernală. Și apropo de caronte, știți cine, de unde vine acest nume? Cine era caronte? Pe
persoanele care citesc foarte mult, cu siguranță cunosc. Pentru cei care nu cunosc, Caronte era fiul lui Erebo, care înseamnă întuneric sau obscur, și fiul lui Nix, care înseamnă noapte, deoarece aceștia doi erau foarte, foarte întunecați în momentul în care a venit pe lume fiul lor. L-au numit Caronte, ceea ce înseamnă lumină puternică sau violentă. Toate acestea, bineînțeles, le știu din mitologia greacă. Acest nume a fost adoptat și a vehiculat foarte mult chiar și în mitologia romană, mitologia etruscă, asta așa ca o... să diversificăm un pic, să nu treacă timpul fără să spunem ceva. Și Caronte cu ce se ocupa? Se ocupa cu transversarea sufletelor celor decedați, transversând râul Acaronte, care se scrie A H cu H, Acaronte, Acaronte, transversând sufletele celor decedați spre tărâmul celălalt. Deci noi vom continua în felul acesta, punând mărgeluțe. Deoarece era foarte aprig acest Acaronte, de aceea și denumirea acestui val de căldură aprigă. Așa. Vom continua cu mărgeluțele și vom lăsa, deci vom folosi 9 mărgeluțe. Eu am folosit 2, 4, 5. În momentul în care vom termina și vom ajunge la capăt, după ce am montat 9 mărgeluțe, noi ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea noastră. Iată că am ajuns la sfârșitul rândului. După cum vedeți, am 2, 4, 6, 8, 9 mărgeluțe. Acum voi face ultimele 2 piciorușe duble, cu care voi închide practic această parte a lucrării. Pentru acesta voi scurta firul, însă voi lăsa firul un pic mai lunguț, pentru că voi avea nevoie să cos, să atașez agățătoarea cercelului, însă voi închide acum lucrarea în felul acesta. La început nu am precizat acul de cusut, se înțelege că în anumite lucrări este nevoie și de el, care acum nu vrea să intre, ca de obicei, știți, așa e, când lucrez singură, fără, intră la repezeală, când filmez, îmi face probleme, așa e, pentru că întotdeauna când filmez sunt emoționată, aș vrea ca totul să iasă perfect, ca totul să iasă bine și de aceea sunt emoționată, deci, am ajuns în acest punct, da? Am folosit cele 9 mărgeluțe, acum eu cu acul voi intra încet, încet, uitați-vă, de-a lungul acestor piciorușe
duble. Și încet, încet mă voi îndrepta către mijlocul acestei porțiuni. Mijlocul fiind piciorușul dublu din mijloc. Avem aici 1, 2, 3. Deci ne vom îndrepta către cel de-al doilea picioruș dublu cu acul, bineînțeles, încet, prin spatele lucrării. În momentul în care am ajuns la mijloc, pentru că trebuie să fie pe mijloc, felul acesta, eu voi aplica agățătoarea. O voi coase bine aici, o voi întări, în modul în care ea să aibă stabilitate, în modul în care să fim singure, că nu vom pierde cercelul. Voi trece încă o dată cu acul prin cercel, prin agățătoare. Așa, în felul acesta. După care voi ascunde capătul de fir. Această idee mi-a venit uitându-mă pe Pinterest. Acolo am văzut mai multe modele de cercei. Bineînțeles, schema nu am găsit. Am lucrat așa la ochi, să spunem. Deci, mai mult sau mai puțin, mi-am imaginat acest model. Mi l-am conceput eu. Să sperăm că o să vă placă. Deci am întărit aici lucrarea. Voi face din nou un mic nod. Cu atenție, pentru că acest capăt de fir este cam scurt. Și vom face în modul încât acest nod să nu fie vizibil. Acum, din nou, vom avea nevoie de mărgeluța mare, cea mai mare, cea care are diametrul de o jumătate de centimetru, de care eu v-am amintit la început. Voi intra exact în mijlocul cercului magic, voi extrage capătul de fir și mi-am pregătit deja mărgeluța. Acum voi trece și voi pune și această mărgeluță. Tragem firul cu atenție. Sperăm că va aluneca din prima. Nu a vrut. A rămas un pic de fir în urmă. Și nu dorim acest lucru. Se poate pune și cu acul această mărgeluță, însă trebuie un ac care să treacă perfect prin prin mărgeluță. Acum am reușit, după cum vedeți. Deci, după ce am introdus și mărgeluța mai mare, acum am pus acul, nu am mai stat să pierd timpul în fața dumneavoastră, voi trece din nou prin unul dintre piciorușele duble de la începutul lucrării noastre, în modul în care să fixez mărgeluța pe mijloc, în felul acesta, după care voi ascunde pe spate capătul firului, îl voi scurta. Bineînțeles, este un pic de migală și la aceste mărgeluțe, pentru că trebuie să fii atent în momentul în care le
lungaggi cu croșetul, firul trebuie să fie destul de fin să putem realiza cum trebuie această operațiune. Din păcate, firul meu nu este chiar subțire, este destul de grosuț, de aceea uneori am întâmpinat un pic de dificultate, însă aceasta nu m-a împiedicat să ajungem la capătul lucrării. Aici voi scurta firul. Bineînțeles, eu am realizat între timp și peretea cercelului. Acesta este rezultatul, în speranța că v-a plăcut ceea ce am realizat astăzi, în speranța că veți adopta și această idee. Bineînțeles, aici mă refer doamnelor care lucrează. Eu doresc să mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru cuvintele frumoase pe care mi le scrieți. Acest lucru îmi dă forță, mă face să mă simt apreciată, că ceea ce lucrez nu lucrez în zadar. Și de aceea eu doresc să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră. Așa cum spun, de fiecare dată voi închide acest scurt tutorial cu urările de întotdeauna. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă aștept din nou alături de mine, vă doresc o zi minunată și vă salută Tatiana. La revedere!